Filmul a fost selectat la TIFF, deci a avut premiera românească la TIFF și Aurelian m-a abordat, m-a zis că aș vrea să-l vadă și eventual să-l arate aici. După aia m-a invitat, m-a selectat și așa am ajuns la Buzău. A fost lansat în 2016, în august, la Locarno. Prima premieră. Filmările au fost în 2013 până în 2013-2015, montajul respectiv un an sau mai puțin, dar am lăsat să respire un pic materialul fără mine și după aia am revenit la el. L-am montat în toamna 2015. Alegerea subiectilor, hai să-i zicem. Adică ai vrut de la început niște oameni obișnuiți, ai vrut de la început niște garderobieri. Cum i-ai ales? După ce am făcut Doina Groparelor, am înțeles că m-ar interesa niște meserii periferice, așa, din mai de nișă. Dar nu însăși meserile, ci oamenii pe care le practică. Oamenii care practică genul de meserii unde au un contact foarte pasager cu oamenii, se socializează, dar în principiu nu au un contact foarte... Da. Și mă interesa, și vizual mă interesa să combin spațiile, chiar dacă nu le arăt, sau cu viețile lor personale. Și totul se conturează foarte încet și oricum las loc hazardului foarte mult, chiar dacă încerc să-l controlez după aia. La Viena am ajuns pentru că stau acolo și ieșind de la o operă care nu mi-a plăcut, am ajuns la garderobă, m-am uitat la ei acolo, era ca un, de fapt făceau parte într-un fel din mobilierul instituției. Și am zis că nu, e ceva mult mai mult în spatele lor. Nu cred că cineva respiră și n-are ce povesti în spate. Aproximativ așa. Și încetul cu încetul am zis mai mă duc, mai fac niște poze, mai vorbesc cu ei. După aia m-am gândit să fac o trilogie pentru că nu am vrut să duc un personaj doar. Am ajuns la Scala, după aia am ajuns la Odessa. După cum am zis, n-am făcut niciun casting pentru că pentru mine tot era Nu-mi place castingul în documentar. E ca și cum mai alege, face o selecție, nu... A fost și o responsabilitate morală, să zic. Nu, fac cu oricine și știu că pot ajunge undeva. Nu chiar cu oricine, dar nu îi adun pe mai mult să zic, tu vei fi. Cam așa. Adică ai mizat pe povestea omului respectiv? Am mizat pe... Am mizat pe principiul că fiecare are cineva, ceva de povestit și fiecare are o dramă în spatele lui. Aspect pozitiv, negativ, nu mai contează, da. Mă ajută foarte mult să stabilesc o relație personală cu ei, pentru că probabil jumătate, dacă nu mai mult, din facerea filmului, în general a unui documentar cu portrete, așa, e relația personală cu ei. Și încrederea e reciprocă și atunci și rezultatul respectiv curge mai diferit, mai sigur. Deci ei s-au obișnuit cu mine, s-au obișnuit cu camera și eu nu mai eram în spațiu, adică practic nu era o... Îi doar îi urmăream, e o observație controlată, să zic așa, cu camera.
vreau să fac o distinție absolută, alb-negru, documentar, ficțiune. Și cred că și documentare sunt feluri de feluri și feluri de documentare, de abordări cinematografice, așa, cu camera directă, dar și în ficțiune există foarte multe genuri de ficțiune. Cumva încerc să le combin pe amândouă, dar să mă inspir chiar și în ficțiune de povești reale sau să ficționalizez ceva document... Oricum e ficțiune. Și documentarul e o ficțiune, până la urmă. Adică, în momentul în care ai pus camera, deja e o decizie, deja e o chestie subiectivă. Să nu mai vorbim de montaj. Cred că montajul face ficțiunea. Ai făcut un pas către ficțiune. Raisa. Da. Or să mai vină și alții? Să mai vină, sper să vină în primul rând încă unul. Aș vrea să fac o ficțiune de lung metraj. Am scenariu scris. Nu mi se dă, adică nu vin ușor poveștile. Trebuie să-mi placă foarte mult să cred în ele pe o perioadă foarte îndelungată ca să pot să mă apuc de ele. Și încerc să mă inspir din povești reale sau întâmplări reale pe care nu pot să le... Pentru că s-au întâmplat, nu mai pot să fie documentar și încerc să le reproduc așa, dar să fie ceva real. Adică mi este foarte greu să ficționalizez lucrurile în scris, adică să inventez asta, mai bine zis. Legat de real. Sunt foarte legat de, foarte mult legat de real. Și chiar am simțit asta și simt asta și selectându-mi filmele pe care vreau să le văd sau îmi plac. Da, mi se pare foarte speculativ. Adică e o speculă foarte mare la mijloc ficțiune. Nu știu. Nu e de mine. Asta e situația mea, că de unde sunt, unde am fost și unde fac filme sau de unde pornesc, să le fac. Nu e o alegere, e o condiție. Am făcut studiile în România, deci prima facultate, am lucrat aici după aia. Vin din Basarabia, stau la Viena pentru că familia mi este acolo. Dacă să vorbesc de identitatea mea sau identitatea filmelor pe care le fac, nu pot să zic că e românesc, că e austriac sau că e italian sau că e moldovenesc sau din Basarabia. Mă simt foarte bine, de fapt. Și mă bucur că nu sunt doar de aici sau sunt doar de acolo sau sunt doar de acolo unde sunt acum. Cumva am din nou o adresă permanentă și Secondo Me este primul film care nu e vorbit în română, adică sunt trei limbi și chiar am vrut să nu filmez în spațiu românesc pentru că am zis că vreau să încerc și altfel. Cred că oricum lucrurile sunt la fel oriunde, dar cu un colorit specific, așa. Da, cam asta. Mă simt foarte bine. Îți oferă așa o libertate? Foarte mare, foarte mare. Pentru că nu stau să definez că, uite, sunt ăsta sau sunt ăsta. Sunt de o combinație de toate, nu știu. De ce ți-ai ales titlul ăsta, Secondo Me? Secondo Me... titlul a venit din film. Pentru că am avut probleme cu titlul. Ce, cum, exact. În general, nu... Poate fi un titlu abstract, m-am gândit, că oricum un titlu nu poate defini 90 de minute sau 80 de minute câte filmul. Și atunci, pentru că e o poveste spusă dintr-un punct de vedere al meu, este viața lor așa cum i-am văzut eu, părerile pe care le expun protagoniștii în film, iarăși sunt niște chestii foarte subiective și personale,
pentru că unul din protagoniști repete permanent secundă mie după mine, adică părerea mea, am zis că m-a inspirat mult vorba asta și plus asta, eroarea pe care induce mult titlul cu secundă mie și nu second me, iarăși e o chestie, pentru că fiecare dintre noi are un al doilea eu, dacă nu mai multe. Și faptul că el e cineva în spatele la garderobă. Cam de acolo vine titlul. Poate nu e cel mai bun, dar mie... Părerea ta despre... Părerea mea, părerea lor, părerea noastră. Despre fiecare cum vede lucrurile. Da, exact. Și plus la asta eu cred că sună bine, pentru că în italiană aproape orice sună bine. Chiar dacă nu e de bine. Acum sunt în dezvoltarea următorului film documentar. Așa zis documentar, și o parte din film se va juca și în România. Sau voi filma în România. Am ficțiunea și ea parțial, dacă nu mai mult de 50% va fi filmată și ea în România. Da, vreau să mă reîntorc. De fapt am fost plecat foarte scurt. În principiu am făcut Raisa în timp ce făceam secundă mea. Deci nu pot să zic că am lucrat și în română în același timp.